Bine v-am găsit la un nou episod din seria de survival. Dacă vedeți că aici ceva mai schimbat la mine și armura cu am full, da, sunt full diamant cu enchanturi. Dacă n-ați episodul trecut, o să vă arăt acum ce enchanturi am făcut pe episodul trecut. Ca o timp mi s-a părut mult să mă aștept să termin. O să ordinez la enchanturi și o să ne apucăm de casă. După cum v-am spus, episodul trecut facem la casă. Episodul trecut am doar niște enchanturi și ne-am plimbat pe aici. Am așa, protecție 4 pe ăștia, dar am niște boots cu protection 4 și aveam breaking 3, dar costă cam mult. Știți cum am level, pentru că da, am dat pe mult. Aici, protecție 3, am breaking 3, protecție 4, am breaking 3, aici am protecție 4, am breaking 3, am cu affinity. Aici am mai multe, sharpness 4, am breaking 3, chromeback 2, sipping edge 1, nu știu, cred că dai click stângă sau chestie, și fara aspect 1. Târnocopul meu. Aici am târnocopul cu efficiency 4, am breaking 3 și seal touch. Nu am apărat cu seal touch, că știți că am un târnocopul cu seal touch. Iar aici am efficiency 4, fortune 3 și am breaking 3. Toate astea sunt bune, nu sunt cele mai bune în enchant, adică sunt niște enchanturi bune, că azi am un noroc, dar nu sunt maxat. Dar o să le maxăm și o vedem deja ce. Și acum să venim acasă, după ce episodul trecut, nu episodul trecut, acum 3 episoade, până la casă, am făcut partea asta din lână, am acordat cu geamuri și am știut că o să fac la fel în partea cealaltă. Știți că am măsurat, am făcut pe aici și cam așa ar veni. O să pun geamuri peste tot, efectiv, până acolo celelalte. Dacă o să bag un suprafac mie că e dărtura în față, mai dărăm, mai văd. Cam siltage cine e problemă. Acum să punem decât geamuri aici și să trecem la etajul superior, avem și niște lemn pe aici, după cum vedeți. Bun. Și acum hai să ne apucăm de treabă, să zic. Eu cred că o să fac, nu știu. Am luat material destul, am și niște coarți înainte de primul meu episod, că știți că primul episod este survival un altul, pentru că nu mai e ușor, știți. Dacă iau material, pentru că nu e așa de greu să fie un episod de survival un altul. Chiar e mai ușor, vă zic sincer, că așa, după viști mai mult timp, chiar că ai uitat oarecum ceva în episode, dar te uiți. De exemplu, dacă nu mai știu ce am făcut în episoade, mă uit pe canal și mă uit, bă, ce am făcut în ultimul episod, mă puțin pe el și îmi dau seama că am făcut aia și... Da, să știu cum spart asta. Mamă, deci imediat se face. Bun, acum nu știu de geamuri am făcut, am nu știu ce scuip, dar nu știu atât de ajuns, nu știu, hai să vedem. Ia să vedem de geamuri vin. Mai avem geamuri, știți că am luat mult nisip. Da, cred că oricum cred că o să mai iau 34 de blocuri, 42 și mai avem unul. Bun, 64, 66 de blocuri. Bă, de bloc, de geam. Vă realizați? Deci ca să știu că poate unor nu o să o placă, dar eu nu doar de geam, pentru că așa am gândit-o. Dar nu o să fie chiar așa completă cu geamuri. Cel puțin etajul ăsta parte o să fie cam așa, dar după o să mai băgăm model ceva, nu o să las așa, mai cu încăpere, nu o să fie chiar cu geamuri. Că aici nu prea am 5, deci la parter nu prea o să fie 5, e ce important, dar mai știu să pune, nu știu, mă gândesc că poate mai sus mă gândesc să pun camera de enchanturi, vă zic sincer că nu las să mă duc prin village. Village decât să fie, să stau în el, dar nu să mă aleg de el, decât ferma sau am de el și orta de nu vreau să mă legătură cu village-ul la vremurile acum. Așa am testat cu de dor, că mă gândesc că dacă nu place sau vreau să vă și cu mine cu zona, uite, și îmi dă geamul. Cam situație. Dacă nu-mi place cum vine, dau aici, fac aici, unde e geamul, eu aici am niște dirt sau fac niște dirt, nu-i problemă. Și dacă vreau să-mi pun, că cred că o să trebuie să să-mi pun. Hai, da, bun, fac niște. Deci trebuie să-mi faci niște geamuri, că văd că... Nu stau pe care puțin. Niște bucăți. Deci o să vedem cum fac cu arcul pentru casa asta.
nisip, coarț și lemn. Ce mai nasol o să fie coarțul, pentru că coarțul este cel mai greu din toate. Lemnul cel mai ușor cu nisip. Păi și nisipul, dar lemnul, e, dar mi s-a că mai ușor să iei lemn decât nisip, nu știu. Dar de nisip este mai mult, știi? Că lemn iau... E și lemn e de la, dar nu știu. Poate fi așa mult lemn ăsta nisip și... Mai am gândit mai o să fac, nu o să mai fac, o să zic că am mai plantat sau așa. O să fac o de-aia, cum am pus și pe seria trecută, un loc unde să pun doar copaci. Acolo să știu că fac, nu știu câte blocuri. Și acolo o să fac eu o rezervație, ca să zic așa. Dar aceasta au din toate soiurile. O să fac din oak, ăsta album și ăla, cum îl cheam? Asta e savana atâta, că... Sau vreau să mai iau pus unul e Dark Oak sau așa, că la mi-ar mai trebui, dar în rest... Ia pe mine niște Dark Oak, am așa până. Ui, ar fi tunecă. Sau cred că e vreme, orice fel. Nu se întâmplă ce, că totuși... Ține 12 minute, mi se pare, pe ziua. Da. Bun. Mă, nu știu... Nu dă oră, dar... De obicei, ca să așa se fac, nu se fac așa cum le fac eu. Adică se fac, dar sunt un spațiu deschis. Dau și un exemplu, cam cum e partea dinspre... Așa e o parte aia variante. Ori o fac acolo casă, ori o fac aici. Acolo partea mai deschis câmpia, acolo se face că n-ai nimic, dar aici am... Arată puțin cam nașpa, nu pot să zici că nu, dar... Am chiar o să arate, pa, bun, frumos. Bă, ce nu m-am? Și ăsta colorant nu m-am, adică ce zămi, ăsta e colorant, știți? Atâta. Dacă nu, nu știu, nu vreau să nu se iau episodul ăsta. Dacă e între episoade să iau, da. Dar episodul ăsta nu aș vrea să iau. Asta nu se prelucrez deocamdată, adică cu ăsta prelucrez. Nu știu, m-am oricum să mă lăsau geamuri. Geamul blocul mă refer. Vat, nu știu, sunt de geamuri. Filmează, ok? Să cum să mai iau. Da, să iau episodul ăla. Da. Că faza mișto pe versiunea asta mai vechi, că nu-i punea cu niciodată așa mare, că pe versiunea mai ridică și că îi punea cu niciodată. De exemplu, dacă consumi, nu știu, mai mult din târnocop, dar și multe era nici, dar și cum mi se pare că dai mai mult. Sau chestia, de exemplu, dacă repari o dată, același nivel sau așa, a doar nu mai repari, știți? Până în 14, acum, de exemplu, dacă tu repari un târnăcop o dată, îți ia 5 level, după o să-ți ia 20, după nu mai poți să repari, dar ce prea mult, știți? Adică poți să repari, dar decât să repari târnăcop, mai bine faci alt, deci nu știu, să repari foarte mult. Poți maxim de 2 ori să-l repari, pentru că încă poți, că poți să-l faci și la infinit să repari, doar că... N-ai pus ce reparte un level la 3 oară și... Nici mai rău. Nu ne faci altul. Doar dacă ai mending pe ăștia. Dacă ai mending, ești bine. Dacă nu, nu. Bun, acum eu n-am problema asta. Am breaking 3 pe toate, din ce știu, nu? Chiar și pe sabia am breaking 3. Toate au breaking 3. La mine și boot. Nu, decât buții. Da, decât buții n-au am breaking 3. Gata. Nu pot să mâncă ceva repede, dar nu se ducă că... Cum repede am breaking 3. Da, zonii știți. Așa, hai să vedem. Și atât cât am chipat și cer să vedem mai bine. Bun. Și acum, bagi ca niște scuduri. Ia vine să iau niște scuduri, mă stea, mă. Ia vine să mă fac. Spune, edge-ul ăsta mi se pare că poți dai multe chestii dacă dai cu un basic, știi, dacă s-a apropiat de o parte. Ce-o ai?
Am aflat Affinity, dacă nu ați văzut. Mi se pare că dau pe cutări în alte sume mai repede, nu știu. Vedeți? Merge pe ce mai repede, pe chestii. Bă, tu e cine, nu mor din plus? Este așa. Uite, îți merge mai repede, vedeți? E ca așa, dar merge mai repede. Aia. Bă, ce naibii? Nu dau de mici prin apă, ce naibii? O să-mi trebuiască respiration mie. Dacă cine e chestia se încarță așa. Da. Dar îți dau cu putere. Nu am. Da, mă. Scuie rocit. Doi mâni. Nu ne mi-a scăpit napom. O să se moară puțin din scuiduri ca să fac geamuri. Farmăm geamuri. Oricum, dacă, nu știu, mă gândesc, că nu știu sigur, ori o să fac un model, o la tot cu geamul, dar nu o să fac fix la fel, adică o să fie cu casă și sus jos identică, înțelegi? Asta vă asigur de pe acum, identică nu o să fie. O să diferă. Stâlpii poate o să fie, dar, nu știu, acoperă cu alți, cu lemn, dar nu mai fac același lucru, vă zic pe acum. Level 10, ok. Mișto, am level 10. A, știu că dacă fac level 12 pus acum ceam cu topoș, dacă făceam level 10 puteam să puneam breaking pe buț. Da, mine cred că puneam breaking pe buț, nu știu, zic și eu, nu știu. Hai să punem și noi un breaking pe buț, știu? Ia. Ia. Ia de aici. Au breaking și pe buț. Suntem bine. Ușor, ușor, mai trebuie feather cu ăștia, mai trebuie, poate mai trebuie un fire, nu știu dacă mai nu las, da? Poate te las un feather cu ei, mai trebuie măcar. Mai trebuie câte aștept, mai trebuie câte aici, pentru da, le facem noi. Bă, cu timp o să mai trăiască un nisip. Da, iau cu asta. Cea, îmi rup. Dacă nici cu lopata asta nu iau, fac cea cu care. Și acum să punem aici, să farmăm, efectiv. Las spune câte 8, așa. Că cam 8 o să-mi trebuie asta. Da, o să mergem la geamul, da. Așa. Eu. Nu. Știu să craftez și eu, dar am dat din greșeală pe cărțulie. Acum așa. Și acum facem geamuri multe. Deocamdată cred că ajunge, să facem. Da. Da, mă, că se... Dacă nu, na, era puțin dirt-ul ăsta, nu zic eu, dar... Dacă nu e chiar așa. Time set. Cât avem? 14. Bă, ca să pun toate geamurile ăștia pe filmare. Pe clipul ăsta și pe clipul viitor. De așa. 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 Hai, punem pe astea. Câte mai avem? 3 din astea mai avem, nu? A, nu, 2, a, sigur le vrem de episod. Da. Tot ăla spune. Suntem și cam cum se vedem.
ușor ușor să terminăm parterul. Nu, dacă terminăm parterul e bine. Nu zic eu. Nu poate să văd eu la următoarea etaj. Fac cu stâlpi și să dea bine. Păi, parterul a fost, vă zic eu deja, cu parterul mi s-a părut greu, n-a fost. Deci acum am să dau și o să arate mai bine. Acum să dau pe artistic. Ah. Așa. Ne ajungeam urile oare pentru asta. Aia fac eu un rând ca să fiu sigur. Bun, deocamdată geamurile mele ajung momentan. Nu zic deocamdată, nu trebuie deocamdată, dar o să-mi trebuiesc. Deci eu cum trebuie să mai iau cam un stack, nu știu, cam așa. Când am făcut un stack geamuri nebie. Deci noaptea asta cu nisip. Da, nu pot să iau pe toate să le gândesc cât. Așa, pe atât. Am mai mă blocat ca ultimul prost. Așa. Dreapta. Bun, și acum trebuie cu geamurile. Geame, mode, sur, nu, creativ. Ia să vedem cum arată acum casa. Băi, arată bine. Chiar îmi place cum arată. O să decorăm noi așa de bine. Na, ce, da, că nu e foarte mișto, că e pe lângă dirt-ul ăsta foarte mult. Dar nu mai prea bine, nu mă deranjează chestia asta absolut deloc. Putem să le eliminăm de tot, putem să punem, putem să facem un fel de mini palat ca să, adică pot să fac, dacă mă fac așa și mă enervează, dar sunt de aceea, să pun în jurul lui, să mai văd dirt-ul, să-mi fac un fel de palat, gen, nu știu, cum fac un palat, sau cu un zid. Sau cum zi de piatră, sau cum palagram, cum mai că se dărâm toți mulți ani, sau cum să fac aici niște ziduri mai mari. De vreo, și dacă fac un zid de 5 blocuri, se dărâm tot aceea în jurul, sunt vreo 10 blocuri din totul ăsta și ia mult. Nu, deci dacă ar fi să mă enerveze, sau cum zi la 2-3 de ăștia, și cred că n-ar fi rău, chiar mă gândesc la chestia asta, că la 2-3 blocuri să fie între zid, deci nu știu, să zicem, că ceea ce să fie zidul, să zicem, e zic așa frumos, pac, pac, cu un share, fac așa mai frumos cât de cât elegant și e bine, mai arată bine cât dar. De asta o să mă mai gândesc. Bun, și acum am terminat cu geamurile. Acum, hai să facem lemn și hai să vedem dacă putem termina parterul pe acest ce înseamnă să termin parterul. Așa, da? Bun, și acum să punem, bă, ăsta la greu. Dacă avem materiale, dacă mai multe. Avem un ou ăsta la mine, deci să mai iau de ăsta, normal. Nu uite pe față. Eu știam chestia, dar o subliniez acum. Așa. Uite, mă, restart-uri. Nu cred că mi-ajută, din ce număra eu, nu cred că o să mi-ajută, cred că o să mai trebuiască ceva. O să încerc să o... Hai, da. Nu era bucata aia, nu... Nu cred că o să mi-ajungă el așa. Și mă la casă. A, două stacuri. Sigur nu mi-ajunge, dar trece cum are. Sigur nu mi-ajunge. Așa dăm așa puțin, să mai dăm așa un mic contur. Cred că episodul viitor de să trebuie parterul. Să ne apucăm la următorul etaj. Da. Nu știu.
quartz avem. Quartz nu folos mai deloc. Să leau de pe acum că o să fie nervant. La fel și asta. Mă, cine mi-a fac să fac cu papa? De cu pixixul meu folosim momentan. Da. Hai să luăm ușa de pe acum. Stai să spală să ies pe acum. Da, e aproape tăiat asta. Ah, vreau să facem ca o cruce. Hai, la zece de face. Da, cam așa arată casa, deci am pus niște parterul. Aș mai da o dată pe game mode să vedeți și voi cam cum arată parterul. Uite așa, bine, să mai facem noi cu double net zone, să mai acoperim ăsta, să nu se diferențe, dar eu ca o să mă pun pe dor, o să mă pun pe casă doar și celălalt nu trebuie să mai gândesc. Da. Practic așa sunt chiar și în episodul ăsta. Următorul o să termin și o parterul. O să mă duc acum imediat la pădure, unde o să începem și următorul episod, pentru că vreau decât să termin parterul, să am și resurse și cam atât, pentru că pentru etajul 1 vreau să mă gândesc, adică nu vreau să o fac încă fiind ultimul episod, vreau să începe următoarele episoade următoare, să fie un live, nu știu, vreau să mă gândesc puțin la el. E puțin de gândit că nu știu cum să fac forma, vreau să mă gândesc cum să vină camere de mai multe X-Mans, ce fac la etajul 1, ce fac la etajul 2, că atâta o să am 2 etaje, că o să acopă, deci mai podul practic nu se mai existe, și a, de jos, cu chesturi. Trebuie să o gândesc și eu puțin. Deci, da. Ce v-a plăcut acest episod, dacă îți plăcut de acest gen, nu uitați să fac butonul de like, sau dacă voi vreți, nu știu, să mai pus la casă, mă duc nu știu unde, eu o să mă duc, dar eu așa am gen, am lăsat mare parte la casă și din când în când, când văd eu așa, mai facem și altceva. Dar vreau să fiu cu casă. Bun, fraților, că aici o să închid și eu episodul. Ne vedem următorul episod, cel de vineri, ăsta e joi când apare. Iar noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa!